Mulțumim, Alexandra. Circulație paralizată de un protest cu sute de oi. Ciobanii din Curtea de Argeș și-au mânat turmele de oi chiar pe șosele printre mașini. Oamenii se plâng că pășunile au fost concesionate, iar ei nu mai au voie cu animalele acolo. Protestul nu a fost autorizat, așa că ciobanii riscă acum amenzi usturătoare. Șoferii din Curtea de Argeș au fost nevoiți să facă cale întoarsă în momentul în care s-au întâlnit cu cele peste 450 de oi, chiar pe mijlocul șoselei. Mamă, unde e casa noastră? Și nu puteți trece de... Păi pe unde dacă ați blocat? Cine m-a făcut? Cine a blocat, doamnă? Cine a blocat? Pe ce știu eu cine? Alte 200 de oi au fost aduse în parcarea din spatele mănăstirii Curtea de Argeș. Noi vrem să donăm primăriei. Am făcut cerere în scrisă. Și ce să faceți în sensul ăsta? Adică donați, donați, dar cum să donăm? Le donăm lor. Ce și noi am plecat, fără niciun leu, fără nicio pretenție. Oile au fost aduse de unul dintre cei mai cunoscuți crescători de animale din Argeș, supărat că pășunile au fost concesionate și că oierii nu mai au voie să-și aducă animalele în zonă, omul și-a chemat colegii și cu toții au mânat turmele prin oraș. Să le dau, domnule, să vină la primărie. Eu mă duc aici să las în rândul ăsta. Aici să vină să le ia primarul. Am spus clar, am depus hârtie să vină să le ia, nu le mai poți ține. Au pășune, au avut în toți anii, am avut contacte de arendare de fiecare dată cu dumnealor. Dar anul trecut s-au schimbat și au dat unui singur hoț toate terenurile. Toți munții, 7800 și ceva de hectare de terenuri. Oierul spune că și-a anunțat intenția de a scoate animalele în stradă. Pentru că nimeni nu i-a ascultat nemulțumirile, astăzi bărbatul și-a pus planul în aplicare. Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a degaja șoseaua blocată de turmă, iar viceprimarul orașului Curtea de Argeș a venit să stea de vorbă cu protestatarii. Faceți o poză cu bâta mea. Da, domnul, faceți. Da. Așa. Să aveți timp. Rămâneți lângă ea, v-am salutat. Oile, m-a spus că vine cedezi, eu am plecat în momentul ăsta. Hai, Andrei, vă rog frumos. Să trăiți. Să trăiți. Nu spune ce ați făcut, atunci mă chemați la voi. Așa trebuie, domn Vice, luați dumneavoastră, că nu faceți nimic, vă spun eu. Așa trebuie, vă le dau și eu și vă dau și vă 50 de baci. Nu am pășune, da. Atât, te cred. Hai la primărie să găsim o soluție. Găsim mai merg o dată, domn. Găsim 5 lazuri, avem neacoperite, găsim aia. Ciobanii riscă acum sancțiune atât pentru blocarea drumului de acces, cât și pentru folosirea unui limbaj neadecvat.